Știați că recent, doi dintre concurenții unei competiții extrem de cunoscute și apreciate au luat o decizie cel puțin surprinzătoare în urma aventurilor trăite împreună? Această decizie a venit după ce au petrecut luni de zile unul lângă celălalt, trecând prin probe dificile, momente de tensiune și multe emoții. Aflați în rândurile următoare ce au făcut aceștia și cum au ajuns să ia această hotărâre neașteptată. Ați auzit ultimele noutăți despre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru? Ei bine, se pare că cei doi s-au despărțit temporar după experiența lor în cadrul competiției America Express. Și nu, nu este vorba despre o despărțire definitivă, ci mai degrabă despre o perioadă de relaxare după ce au petrecut luni întregi unul lângă celălalt, fiind nevoiți să treacă prin numeroase încercări în cadrul competiției. Dar haideți să aflăm cum s-a ajuns la această decizie și ce spun cei implicați. Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii America Express, au fost cei care au dezvăluit acest aspect interesant. Imediat după revenirea în țară, juratul de la Chef la Cuțite și partenera s-au decis să se separe pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a se relaxa și a se reîntâlni cu propriile gânduri. Cum și-a se separe asta? Oare este o decizie înțeleaptă să iei o pauză după o experiență atât de intensă? Pe parcursul competiției, Scărlătescu și Doina au trecut prin numeroase probe dificile, care i-au pus la încercare atât fizic, cât și emoțional. Cu toate astea, cei doi au reușit să treacă cu brio peste toate obstacolele și să rămână uniți, chiar și atunci când certurile și tensiunile erau la ordinea zilei. Voi ce credeți? Este normal să apară astfel de momente în cadrul unei competiții atât de solicitante? Una dintre probele care i-a pus în situații amuzante și provocatoare a fost cea în care trebuiau să convingă localnicii să-i sărute și să imortalizeze momentul într-o fotografie. Atât Cătălin Scărlătescu, cât și Doina Teodoru nu au stat pe gânduri și au acceptat provocarea. Și ce să vezi? Juratul de la Chef la Cuțite i s-a sărutat cu o localnică, iar Doina a surprins totul într-o fotografie. Nu-i așa că sună interesant? Cum credeți că a reacționat Scărlătescu când a revăzut momentul înregistrat de Doina? După cum a dezvăluit chiar Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii America Express, a fost prima oară în viața lui când s-a sărutat cu o columbiancă, iar Doina, la rândul ei, a făcut același lucru cu un columbian. Vă întrebați cum au reușit cei doi să ducă la bun sfârșit această probă? Ei bine, se pare că au avut ceva de-a face cu supa afrodisiacă primită de la Irina Fodor. Astfel, cu ajutorul acestei supe, au reușit să convingă localnicii să le ofere un sărut pasional, în timp ce coechipierul surprindea momentul într-o fotografie. Și Doina Teodoru a avut parte de aceeași provocare. Aceasta s-a apropiat de partenerul localnicei sărutate de Cătălin Scărlătescu și a dus misiunea la bun sfârșit, fără să se lase intimidată de situație. Ulterior, concurenta a mărturisit că aceasta a fost una dintre cele mai ușoare probe la care au fost supuși în competiția America Express. Interesant, nu-i așa? Cum credeți că s-au simțit cei doi în timpul acestei provocări? După întoarcerea acasă și în urma experiențelor trăite în America Express, Scărlătescu și Doina au decis să nu își vorbească o săptămână întreagă. Cum spuneam mai devreme, aceasta a fost o perioadă de respiro pe care cei doi au considerat-o necesară. Ei au ales să se relaxeze separat, unul la munte, celălalt la mare, pentru a se deconecta de la perioada petrecută împreună și a-și reîncărca bateriile. Sunt sigur că mulți dintre noi am simțit nevoia unei astfel de poze după o experiență atât de intensă și plină de provocări.